Sistemul de învățământ din Finlanda este considerat de an bun cel mai performant din Europa și testele PISA arată același lucru. De un an este aplicat și în mai multe grădinițe și clase pregătitoare din Buzău. Elevii nu au uniforme și învață de câte ori se poate în aer liber. Motivați prin joacă și recompense precum diplome sau cupe, ori dimpotrivă sancționați cu buline roșii, copiii învață astfel principii ca empatie, curaj, perseverență. La tine, Petru, am văzut două bulinuțe roșii. Asta ce înseamnă? Că de două ori n-am fost cu minte. Odată am uitat fișa de lectură și odată nu mai amintesc. Dalia perseverenței înseamnă să nu renunți niciodată, să faci lucrurile până la capăt. În plus, elevii sunt liberi să vorbească în ore atunci când vor, nu doar dacă sunt întrebați. Și mai ales sunt încurajați să nu le fie teamă să iasă la tablă sau să spună că nu înțeleg ceva. Copiii sunt încurajați să colaboreze. Principiul care stă la baza acestei metode este nimeni nu rămâne în urmă. I think that they have learned working together, somehow thinking about that they are not only the working day in the school, but they are working for the city. Ambasada Finlandei a sprijinit cu formatori proiectul de la Buzău. You need the support from the municipality, you need support from the mayor and also from the inspectorates, because it has a lot of work. În sistemul finlandez, evaluarea elevului se face pentru a verifica dezvoltarea lui, nu pentru control ca în România. Și responsabilii din educație admit că școala românească trebuie să evolueze. Încă în România evaluările se bazează, din păcate, deși teoretic ele vizează competențele, încă suntem tributari sistemului de cunoștințe. Am fost în Finlanda, am trimis o echipă acolo, feedback-ul a fost grozav. După un an de zile, suntem primii în România care în sistemul public intrăm cu 15 școli de inspirație finlandeză. Iar sistemul de învățământ de inspirație finlandeză este dorit acum de alte 3 județe, Brașov, Ialomița și Hunedoara.